Așadar, continuăm cu Maria și să vorbim un pic de funcția de grad 2. Da? Funcția de grad. Hai să spun de grad 1 și 2. Funcția de grad 1 și grad 2. Despre ce este vorba? Când aseară am vorbit despre funcții, când zic funcții, când am deschis gura și am vorbit despre funcții, trebuie să stabilesc domeniul de ființie. Rețeta după care să obținem grecii, nu? Da. Deci domeniul de ființie și înseamnă să știu X și pe care îi parcurge și pentru care, odată știuți aceștia, se pot găsi Y. Iar mulțimea Y pe care găsim se cheamă codomeni, da? Eu am să dau funcția F de X egal cu 2X plus 3. 2x plus 3. F definită pe, am să-ți precizez o mulțime. F definită pe mulțimea formată din elementele 2, 3 și 7. Cu valori în F. Deci, vezi, am fixat exact niște elemente pe care cărorile vreau să găsesc imagine. Doar 2, 3 și 7. Și acum, înseamnă pentru x egal cu 2, obținem f de 2, imaginea este de ori 2, 4, nu? 4 și plus 3, egal cu 7. Deci f de 2 face 7. Adică, prin funcția asta, eu lui 2 i-am pus în corespondență 7. Pentru x egal cu 3, F de 3 egal cu 2 ori 3 plus 3. Deci 2 ori 3, 6 și cu 3? Nu. 2 ori 3, 6 și cu 3? Nu. 6 plus 3 egal cu 9. Adică, practic, lui 3 ne-am pus în corespondență 9. Am de element. Mai am încă 1, 7. Egal, x egal cu 7. Și atunci, lui 7, adică fabrica 7, se referi face, egal cu 2 ori 7 plus 3 și egal cu 7. Aici 7. Și lui 7, iar de bune în corespondență, 17. În momentul de față, am realizat mulțimea de plecare, 2, 3 și 7, și așa numere de sosire. Ăștia formează un domeniu. Iar se numește codomeniu. Codomeniu poate să fie mai mare decât mulțimea pe care o găsești tu. Adică nu numai 3, 9 și 7, și numai imaginele acestea, ci au zis toate vreo de neam. Ei, trebuie să spun că în momentul de față, doar 3 elemente am fixat în domeniul de ființe, da? 3, 2, 3 și 7. Dar pentru fiecare găsesc imagine. Da? Prin rețeta asta, nu mi se întâmplă vreun necaz de tipul vezi, Doamne, că lui 3 nu i-aș putea găsi imagine. Deci eu păstrez în domeniul numai acele elemente pe care pot găsi imagine. Dacă însă schimb domeniul, deci dacă spun f de x plus 3 rețeta aceeași, f de x egal cu x plus 3. Da? Tot aceeași rețetă. Însă, f definită de mulțimea 2, 3, 7 și mai adaug și un 5, că un element, e o altă funcție, nu mai este aceeași funcție f dinainte, f1. Pentru că am modificat domeniul, am ceva în plus. Deci eu îi găsesc imagine și cu ei în clipa asta, și lui 5. Deci, corespondența va arăta așa. Adică, cum va arăta? Lui 2 îi pune corespondență pe cine? Lui 2 pe 7, lui 3 pe 9 și lui 7 pe 17 și, în sfârșit, 5 pe 3.
15. Deci este deosebire în ceea ce era înainte și ce este acum. Da? Deci e o altă funcție. Ia stabilește tu pentru funcția următoare să-ți dau. F definită pe mulțimea 1, 2, 7, 9 cu cu rețeta F de X egal cu X pătrat minus 3X plus 2. Da? X pătrat minus 3X plus 2. Ia să vedem. Și face când mă întorc, îmi spui tu, da? Așa, cât ai găsit imagine, să te vedeam. Așa, pentru că cele 1, 2, 7 și 9. E 1, nu vă răspundeți ce? Pentru 1, 0. 1 este 0, corect. Lui 2. Tot 0. Tot 0. Lui 3. 3. 3. Nu era 7? Și lui 7. Nu, nu, nu. E F de 7. Așa, păi lui 7. Da. E 3? Nu, e minus 5. Așa, minus 5. Și lui? F de 9. 9. El nu se corespunde, zice? 56. 56. Ei, vezi, sunt două care au aceeași imagine. Sunt așa, așa ceva. Deci dacă cumva ai iată două elemente distincte, 1 și 2, și au aceeași imagine, nu poți să spui 0, 0, dar pe un singur, nu se repete elemente. Trebuie să spui un singur 0. Deci două elemente distincte cu aceeași imagine, iată 7 rare care imagine pe minus 5, iată 9 rare pe 56, e o situație mai inedită asta, față de aici. Deci există două elemente distincte, 1 și 2, care au aceeași imagine. Când găsești astfel de situații, dacă într-o funcție, măcar două distincte au aceeași imagine, funcția aceea are o calitate specială. Funcția aceea nu este injectivă.
injectivitatea, este o calitate a funcției, care presupune așa, la toate elementele comparate, două câte două, când e de toate, două cu tine, e diferit de la, dar două cu șapte, diferit de la, dar trei cu șapte, diferit de la, dar cinci. Deci toate două câte două, imaginele să fie diferite. Pe când aici, ai descoperit două elemente distincte care au aceeași imagine. Hai să dăm definiția asta, definiție. El definită pe acul valorii mei. El definită pe acul valorii mei. Este, este injectivă. Este injectivă. Dacă și numai dacă, este, este injectivă. Așa se numește, injectivă, prin cuvinte, injectivă, dacă și numai dacă. Oricare ar fi doi de aici la pornire, deci oricare ar fi, oricare ar fi instrumente de trei, oricare ar fi instrumente de trei, să rezulte că imaginele, el de instrumente diferit de el de instrumente. Deci o funcție este injectivă, dacă și mai dacă la toate valorile distincte, toate, toate, de două, de două, imaginele sunt distincte. Scrie și cuvinte. Este injectivă, o funcție este injectivă, dacă și mai dacă, la toate valorile distincte, am tradus în cuvinte, scrie asta, la toate valorile distincte din domeniu, la toate valorile distincte, două câte două, notează, la toate valorile distincte, două câte două din domeniu, imaginile sunt distincte. Imaginile sunt distincte. Și să zicem, exemplu 1, asta aici, exemplu 1, în exemplu 1 de aici, F1, m-am notat noi, deci în exemplu 1, F1, aici o aveați. Deci, în exemplu, un F1, acolo este injectivă. Da? F1 este injectivă, da? În exemplu 2, de la acuzație, în exemplu 2, funcția asta definită nu mai este injectivă. Deci, în exemplu 2, nu mai este injectivă. Doar ce există două elemente distincte cu aceeași imagine. Da? Deci, în exemplu, scrie, uite, în exemplu 2, în exemplu 2, F nu, nu este injectivă, nu este injectivă, deoarece există două elemente distincte, există unul care e diferit de doi. Deci există, asta se pot exista, scrie cuvinte. Există două elemente distincte. Două elemente distincte. Cum în cazul nostru, unul e diferit de doi. Care au aceeași imagine. Imagine. Deci există două elemente distincte, unul și doi, care au aceeași imagine. Deci există unul diferit de doi, unul diferit de doi, care au aceeași imagine pe cine? Pe zero. Am un dublu, aleargă spre același lucru. Aceeași imagine. Deci asta de funcție nu injectivă. Că la toți și diferiți, imagine, ingrece să fie și ele diferite, da? Valorile să fie diferite, imagini diferite. E, ți-am introdus acum, în seara asta, o noțiune nouă, noțiunea de funcție injectivă. Da? Noțiunea de funcție injectivă. Până acum, aseara am vorbit de funcție. Ce înseamnă funcție? Păi, eu corespondez așa, dar trebuie să am grijă într-un limbaj așa al tău, să am grijă să nu cumva să existe elemente care să nu le pun ceva în corespondență.
De ce? Sunt foarte atentă, nu? Și urmăresc ca tuturor niștilor din domeniu să pot pune în corespondență. Asta este esențial. Dar acum am descoperit, chiar dacă e funcție, ca să fii injectiv, trebuie să fie o pretenție în plus. Pretenția în plus este ca să nu cumva să existe două elemente distincte cu aceeași imagine. Altfel spus, pe oricare două le compara, totdeauna să constați că imaginele sunt și ele distincte. Da? Asta e noțiunea de funcție injectivă. Este o noțiune mai greu de înțeles, pentru că e prost prezentată. Deci colegii mei o prezintă într-un limbaj atât de ciudat, pentru că învață și o definiție din carte. Definiția spune așa. Uite, dacă ți-aș fi început așa să fac lecția asta. Te duceai acasă și spuneai, mă doream venit degeaba la profesor. Spune așa. O funcție definită pe axul valorismului este injectivă. Dacă și definiție, da? Așa o vezi din carte, așa o da. Este injectivă. Dacă și mai da. Oricare ar fi X1 și X2 din A, X1 diferit de X2, se reducte F de X1 diferit de F de X2. Nimic. Asta. Și tot copilul de tablă, desenez, așa. Și asta e definiția. Fără să treci la exemplu, fără să conduc ușor, ușor, ca să înțelegi puteam mecanismul. Și definiția să fie într-adevăr, pe înțeles pe urmă, ce la oricare două distincte din domeniul la plecare, se rezultă că imagini sunt tot distincte, da? E de X1 diferit de E de X2. Deci la spate întrebările lui tu pe toate și mai ales fi diferite. E, când o explici așa, altfel mergi la suflet. Mi s-a întâmplat să mă spun un profesor din țară, care eu sunt duc și-au dat examenul la definitivat. Eu predat la anumiți un număr de ani și măcar 3 ani. Și când au dat peste mine, au spus, domnul profesor, este o minune. Am terminat facultatea și eu n-am știut ce era funcție injectivă cu adevărat. Când la dumneavoastră văd așa, este clar ca la luna zilei că lucrurile s-au făcut în spate corect. Deci ce fac eu? Eu fac o matematică pe înțelesul tuturor. Deci fac ceva care merge la sufletul copilului. El, odată ce stă de vorbă cu mine, pleacă, parcă luminat. Este dat la Dumnezeu. Trebuie să spun și asta. Nu fac eu. Face Dumnezeu prin mine. Asta, cum altul are voce, cum altul nu, așa am eu calitatea asta. Așa mi-a dat Dumnezeu. Și de aceea mă strădui să o împrăștig la cât mai mulți, sau dacă vreți, vreau să o vinde cât mai mulți, încât copiii să aibă șanse. Ei fug de matematică, știi de ce? Fiindcă nu înțeleg. Dacă nu înțelegi, tot timpul stai în bancă acolo și atât de stresat, atât de greu este să nu înțelegi nimic ce se face acolo, încât te sperii la un moment dat. Ce? De ce ai închis la umană? Da? Deci de aceea am luat 60 de refutură umană, pentru că tu erai, simțeai că n-are rost să stai în bancă acolo. Ai văzut acum la clasă, la clasa 8-a, ușor, ușor, cu niște chestii, cu radicale, asemenea, cu zice, cum să-ți amintești de formule, cât de cât. Mai ales dacă și vedem filmul, este super. Deci dacă vezi filmulețul și uite, dar vrea să faci chestia asta, să te duci pe filmulețele, măcar astea cu care am stat noi de vorbă, pe care le cunoști. Ai văzut ce mi-a spus și lor. Nu fac asta, să aleg mai nimic. Foarte mulți care mă descoperă, nu mai au filmulețele, nu mai au filmulețele, au împotriva matematicii. Deci, domnul profesor, să dea un nopți întregi, nu trebuia nimic, mâncare, nimic. E atât de plăcut cum le prezentați dumneavoastră, că totul e foarte clar, e pe înțelesul nostru. Deci, ne bucurăm deodată. Asta transmit bucuria de a înțelege matematică. Matematica nu este grea, este prost prezentată și de aceea copiii lor se creează un handicap.
Pentru că ei reușind să facă față, trebuie să fugă de matematică. Fug la umană, fug în altă parte, fac orice altceva, dar fără matematică. Și trebuie să spun că se îngustează foarte mult plaja, ca, să spun, viitor, ca șansă de a face și tu ceva. Pentru că fără matematică sunt foarte puține domenii pe care poți să te atraci. Așadar, noua definiție care ți-am dat-o despre injectivitate, da? Este injectivă dacă toți, da, comparând toți X și 2 de 2, Y sunt tot diferiți. Iar dacă găsești 2, doar 2 se găsești distinți cu aceeași imagine, gata, spui, nu am chiar, nu nici. Funcția asta de aici e găsitoare. Așa ți-am dat eu pentru un număr finit de elemente. Dintre cele care sunt patru acolo, două din mine au aceeași imagine. Și gata, te-ai supărat. Dar dacă aș fi dat mai mare mulțimea, deci mai larg două definiții, poate ai fi avut alte perechi. Două de două care să fie avut aceeași imagine. Însă pe tine te supără foarte tare dacă găsești măcar două. Și atunci spui, nu este injectivă. Dar ce trebuie chestia asta? Dacă una este, dacă, de exemplu, aceea mea este injectivă, la ce mă ajută? Asta e. Deci această noțiune ne este de folos, la cine este de folos, nu? Da. Povestea este așa. Eu mi-am pus să leg o întrebare la clasa 12-a. Vă zic, nu știu dacă învăț și mai spuneți dumneavoastră, îmi spuneți frumos, iau pâinea mai ieftină? Iau pâinea mai ieftină? Adică asta îmi folosește în viață? Am eu ceva avantaj, mă convingeți că trebuie să învăț treaba asta? Nu înțeleg. De ce? Ei, trebuie să spun că este formidabil și important. Aceasta se găsește în multe aplicații ca exerciții. Cum să zic, bine, în mintea voastră dau un exemplu. Dacă dau ecuația 2, fie ecuația 2 la să zicem 2 mai x plus 3 mai x egal cu 5. 2 mai x plus 3 mai x egal cu 5. Se cheamă asta ecuație exponențială. Pentru că le prostuteai sus la exponent. Asta e baza, dar este exponent. La o astfel de exercițiu este foarte greu. Ce soluția probabil? X egal cu 1 este soluție. Deci X egal cu 1 soluție. Fică verifică. Uite, 2 la 1 3 plus 3 la 1 3 egal cu 5. Așa. Da. Nu te poți mulțumi că e ghicită. Poate să întreb cineva, o mai fi avut și alte soluții. Da? Deci poți să vină o întrebare, o fi mai avut și alte soluții. Și atunci, ca să arăți unicitatea, duci pe 5 în stânga. Deci problema se pune a unicității. Unicitatea. Unicitatea, adică că e unică, nu mai este și o altă valoare. Și atunci, 12 pe 5 în stânga și mă descrie f de x, deci nu dă f de x egal cu 2 la x plus 3 la x minus 5. Deci f de x egal cu 2 la x plus 3 la x minus 5. Bun. Acum, această funcție e definită pe ea. Ai fost în numărarea voastră până aici. Cum a fost definită? Nu ești în supărare. Ea, igrecii care îi oferă, sunt de la mic la mare, crescători. Și funcția strict crescătoare este injectivă. Deci, IF este strict crescătoare, rezultă IF injectivă. Există o teorie, dacă o funcție e strict monotonă, este injectivă. Ce înseamnă injectivă? Că nu există doi de X care se facă
imaginea. Uite, el de unul face. El de unul face 2 ori 1, 2, plus 3 ori 1, 3, 2 plus 3, minus 5, și e cu 0. Adică lui 1 îi corespunde 0. Și nu mai există altcineva care își facă tot 0. Ea este injectivă. Deci nu se mai pune problema să mai am un artist. Ci ăsta care m-am găsit e unic. Adică X egal cu 1 este singura soluție. Că cineva te poate întreba, că l-ai ghicit pe ăsta acum. L-ai ghicit, că verifică. 2 la 1, 2 la 1, 2, 3 la 1, 3, da, mai fi și alte soluții. Și tu îi răspunzi, nu, pentru că funcția asta este injectivă și nu sunt doi de aici care să facă 5. Sau să facă de 0, că nu sunt pe 5, să pe să facă de 0. Unul singur. Iată că sunt niște tipuri de ecuații, și sunt ecuații destul de ciudate, atipice. Adică nu sunt după niște șabloane. Când ajunge prin clasa 10-a și îți prezint niște lucruri acolo, o să te pun la punct. Dar acum mi-ai pus o întrebare, trebuie să-ți răspund. La ce trebuie mie injectivitatea asta? Calitatea asta a funcției. Că nu are două... nu există două elemente cu aceeași imagine. Tocmai cineva are unicitatea soluției. Aici sunt și alte lucruri. Dar, știi, nu putem deodată să urcăm acolo, ci ușor, ușor să trecurăm câte o informație. Ți-am vorbit de funcție, am zis la funcții cel mai important să stabilești domeniul definiției. Am stabilit că la fracție numitorul trebuie să fie diferit de 0, nu? La radical trebuie să ne asigurăm că și sub radical să fie mai mare ca 0. Aceste lucruri ușor, ușor le reținem, vedem și filmele, repet, și ușor, ușor ne intrăm în mână. Înțelegem câte ceva. Ne oprim aici, sunt și eu găsit la plăcere de la așa.